La conferință pot participa toate persoanele interesate care își doresc să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban. Criteriile pe care candidatul ideal trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de proiectul Start Smart sunt să aibă reședința într-unul dintre județele Brăila, Constanța, Buzău, Galați, Tulcea sau Vrancea. Pot opta angajații, șomerii sau persoanele inactive care au cetățenie română. Prin acest program se dorește realizarea a 12 sesiuni de informare și 6 sesiuni de înregistrare a grupului țintă, participarea la cursurile gratuite de formare a abilităților antreprenoriale a grupului țintă, selectarea planurilor de afaceri care vor primi finanțare, 10% din total grup țintă, oferirea de consultanță și orientare antreprenorială, finanțarea cu 40.000 de euro și deschiderea a 33 de noi întreprinderi care vor asigura cel puțin 66 de locuri de muncă. Proiectul Start Smart are o valoare totală nerambursabilă de 7.185.990 de lei, iar perioada de implementare este 12 ianuarie 2018, 11 noiembrie 2020. Obiectivul general este creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înființarea a 33 de noi întreprinderi. Evenimentul are loc pe data de 7 martie de la ora 12 în sala de ședințe a primăriei Medgidia.